Vreți să știți dumneavoastră ce facem noi pelerini aici în Sfântul Munte? Participăm la Sfintele Slujbe, iar dacă vrem să plecăm de la o mănăstire la alta, o luăm pe aici pe potecile ăștia. Uitați-vă dumneavoastră, aici este un loc de rugăciune. Trăiește aici un călugăr, da? Priviți dumneavoastră ce frumoase sunt potecile ăștia, cu pietre, cu grohotiș, cu munți, și acolo îl vedeți pe vârful Aton. Iar aici se vede marea Egee. Tare frumos. Da. Cam periculos este că trebuie să fim atenți unde punem piciorul, să nu ne luxăm un picior. Da? Că pe urmă e mai greu. Însă este ceva extraordinar de frumos. E o bucurie mare, e o mare binecuvântare. Și mereu, mereu vin lacrimi în ochi. Lacrimi pentru păcatele noastre. Pentru că de multe ori l-am supărat pe Dumnezeu prin patimile noastre, prin căderile noastre sufletești. Ia priviți cât de frumos este pe aici. Odată am întâlnit pe una din potecele ăștia acum câțiva ani și un șarpe mare care stătea în mijlocul drumului încolăcit. Cum ne-am apropiat puțin, a fugit în pădurile astea. Pentru că niciodată niciun șarpe, nicio viețuitoare n-a mușcat niciun pelerin aici, fiind grădina Maicii Domnului și muntele Dumnezeu Duhului Sfânt. Ia uitați-vă ce frumos e acolo. Pe cât puteți prinde dumneavoastră cu privirea. Și acum începem să coborăm, după care urcăm, mergem către schitul Sfânta Ana. Și în drumul nostru vom întâlni și chilia în care a stat Sfântul Paisia Ghioritu. Vom încerca să intrăm, să filmăm și acolo, spre bucuria noastră, dar și a dumneavoastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.